De obicei, în stupină, când vii, te uiți și tu uiți la urdinișe să vezi care e problema. Pot fi diferite probleme, fiindcă nu prea vezi zbor la un anumit urdiniș și îți pui întrebarea dacă totul este în regulă și o astfel de colonie este aici. Te uiți, mă, nu prea zboară albina. Am și redus urdinișul și să vedem despre ce este vorba. De ce și-a redus el așa tare zborul dintr-o dată? Totodată trebuie verificat cantitatea de puiet la ora asta și prezența albinei, prezența puietului. Așa, când te uiți în colonie, pare în regulă, dar zborul la urdiniș este lent, așa, se e liniștit. Rar sunt coloniile în care mai trebuie să extinzi o ramă și să văd de ce s-a liniștit el așa dintr-o dată, fiindcă este totuși în 11 rame. Prezența albinei e superbă, adică este albină. De ce albinele se ascund? Pur și simplu se ascund, cu toate că, am spus, pare destul de populat, dacă te uiți așa la el. Și voi lua ramă cu ramă. Această colonie anul acesta a intrat în friguri, n-a roit, fiindcă a fost mutată matca, a fost mutată regina din această colonie. Și mă uit un pic așa pe rame, aici are miere. De obicei aceste colonii îmi indică o problemă. Mai ales că are rame de lucru, s-ar putea să aibă, să zic așa, pur și simplu lipsa albinei cu legătoare. Aici avem o ramă goală, dar albina lucrează pe ea liniștit. Spațiul de lucru are suficient, deci poate face absolut ce vrea. Mă interesează să văd puietul acestei colonii. Aici se află ramă cu puiet larvar. Deci structura arată destul de bine. Proteina are destulă proteină, numai că e mai umbră aici. Arată bine. Albina e liniștită. Doar că m-a surprins un pic oprirea asta din zbor. Această oprire din zbor mai apare în condițiile în care se sesizează un pericol extern, gen prigorii.
Ia pe ce de puiet are această colonie. Mai există acest... Aia nu-i nimica, dar văd boci. Acum, văzând boci, nu-mi vine să cred, deci suntem în iulie și sunt niște boci aici. Dacă ar fi de roire, ar fi și mai tare treaba. Deci am două boci. Mă uit un pic de ouă. Există și ouă. Acum îmi pun întrebarea, de ce și-ar face boci? Văzând această ramă, eu știu că mai am eu niște nuclee, mai am un nucleu unde am dus o regină care nu vrea să fie acceptată și atunci, dacă n-a vrut să fie acceptată, s-ar putea să nu aibă, să nu aibă matcă. I-am dat drumul, mă săturase, atât am ținut un bigudiu. Și dacă nu are, îi dau acea ramă cu boci. S-ar putea să fie doar cele două botcuțe. Dar, în schimb, matca depune foarte bine. Nu prea are, iată ce puiet are aici. Adică, aduc un pic camera, nu, diferit. Să mutăm un pic. Așa. Nu știu dacă o să se vadă mai bine, dar am eu unghiul mai bun. Deci trebuie să-l verificăm dacă mai are boci. Deci asta ar fi prima problemă sesizată doar de la Urdiniș. Mă, care-i problema de... Matca depune foarte bine, dar totuși are și botcuță. Deci puietul arată bine, acum eclozează. Nu prea avea rost acele botcuțe. Bine, au ele un motiv pentru care au făcut acele boci, știu ele, dar nici matca aceasta care e în stup, știu că este tânără, e de anul acesta, deci motive din cauza bătrâneții nu sunt. Mai are trântori și aici este ramă cu mâncare, are cam 4 rame cu puiet. Pentru un roi este bine. Aici probabil are miere mai departe. Este o ramă mai goală. Un pic de miere are pe ea. Înainte să voi distruge acele boci, dar nu înainte să verific un nucleu care știu că are probleme. Dacă are probleme, o să duc cu ramă cu tot acolo. Și aici văd că colonia trebuie restrânsă. A
acestea sunt rame goale. Bun, de ce este o problemă? O să restrâng colonia, o să văd ce voi face, dar nu înainte să verific nucleul care are probleme. Acesta se află aici. Să vedem care-i situația la roișor nucleu format. Deci am dat o matcă. Am dat drumul la matcă aici. Și s-ar putea să nu mai fie. Nu știu. Să vedem. Dacă este, atunci acele boci nu mai îmi trebuie și o pot desfința. Albina se apără, s-ar putea să aibă matca. Când te apropii cu dalta lângă albina, acestea reacționează. Acea reacție a albinelor poate să însemne că are matcă. Albina a mai scăzut. Asta trebuie mereu avut în vedere, că nucleii ăștia formați mereu au problema aceasta cu scăderea albinei. Ca și la acesta, de fapt. Sunt larve, ouă. Mărcuța a fost acceptată, dar este un nucleu amărât. Un nucleu amărât, o să strâng pe două rame, pe cât posibil este numai pe puietul care îl are. Aici nu m-am atare valoare, în rest e slab tare. Totuși, dacă are larve și ouă, e foarte puțin albine, e cât un nucleu din ăla pitic. N-ai, ăsta e doar în cască perzeu matcă, deci nu se pune problema iernării. Eu mă uit după matcă în pumnul ăsta de albine. Văzând larve. Da, matca este prezentă, ouă. Ce am să-i fac la ăsta? Mai strâng un pic, era ca să-l întăresc. Era bun o ramă cu puiet. Săracul e amărâtare, n-ai ce să-i cer, dar nici bocile respective nu mai am nevoie de ele. Bun, văzând configurația acestei colonii, clar trebuie strâns la o albinuță burdinișul, deci nu mai merge joaca cu el, e ținut doar ca mărcuță de rezervă. Bun, acum știu care e problema aici. Urdinișul ăsta e foarte mare pentru el. O să-l strânturez. Și ne întoarcem la colonia de bază. Deci aici o singură albinuță trebuie să intre, nu e voie mai mult. Așa, perfect. Atât are voie să intre.
Ne întoarcem mai departe. Ne întoarcem mai departe și să distrugem aceste boti. Restrângem cuibul, reorganizez un pic. Cuiburile largi, când nu au capacitate de lucru, deci capacitatea de lucru o măsor prin albina culegătoare. O să strâng cuibul respectiv. Aici am depistat două rame care nu și-au rostul. Iau rama cu boci. Cred că este aceasta, nu. Vedem care este. Aici este și mătcuța. Bun, eu voi distruge aceste botici de aici. Sunt trei. Bun, și acum voi restrânge cuibul în funcție de puterea acestui mic roi. După ce este strâns, o să se organizeze mai bine. O să-și facă și el curaj mai mare, să zic așa, nu mai are atâtea rame de păzit. Asta e cu miere. Hai să-i pun totuși o ramă goală de aici. Îi punem o ramă goală. Fiți cu minți. Și o ramă de acoperire cu miere. Alea trei vor rămâne restrânse. Le dau un pic cu pum. Așa pe deasupra. A, uite, la roișorul ăla trebuia să-i fi dat un pic de turtă proteică. Acum lăsăm așa. Și ăsta va primi turtă proteică. Strângem cuibul și vom vedea cum va evolua el, fiind așa, nu știu, un pic cu probleme, zic eu, dar matca e în regulă. Aceste două rame care le las aici după diafragmă se pot utiliza în alte colonii. Bun, dăm și lui tratamentul. Punem un pic de formic și lui.
Nu știu cum va intra în iarnă, habar n-am. Prima dată să-i dau niște turtă. Această turtă conține multe, multe ingrediente care albinei o să-i fie foarte benefică. Și văzându-l acum a atacat turta, o să-i mai pun un pic. Deci iată, imediat au venit pe ea. Bine că are și atractanți. Printre atractanți se numără uleiurile esențiale și și mierea este un atractant. Bun. Punem formic. Dacă turta este atractantă, formicul va fi respingător pentru câteva ore. Cam asta este, cam asta i-am făcut. Probleme mai vor apărea de-a lungul toamnei sau verii. Lăsăm un pic de aerisire. Încă nu s-a terminat cu temperaturile înalte. Așa că lăsăm un pic de fantă pentru aer. Și am verii și am rezolvat. Deci acel zbor anemic de la Urdiniș, iată, a fost o problemă, acele botcuțe. Problema este că chiar dacă au fost de schimb liniștit, ne aflăm în luna iulie, de acum chiar dacă se împerechează reginele, ce să mai, suntem în august, nu mai are cine să intre în iarnă, de la o matcă de schimb liniștit în această perioadă, chiar și reginele împerecheate vor fi cu probleme. Mai ales dacă nu au continuitate cu puietul, este o problemă. Bun, cam asta e pe ziua de azi. Până la următorul film, numai bine!